Nicoleta vă prezintă un nou exercițiu pentru fese. Acest exercițiu poate fi efectuat acasă de către oricine dorește să lucreze această zonă. Ridicați un picior în sus, fixați celălalt picior bine pe sol, palmele pot să stea stânga-dreapta pe sol sau în orice poziție confortabilă, în așa fel încât să stabilizați corpul și ridicați de bazin în sus, contractând în mod voluntar fesa piciorului care apasă în jos. Ideal este să urcați lent, fără zvâcnire și să coborâți controlat. Fiind mai greu să folosiți greutate, este evident că veți folosi numai greutatea corpului. În acest fel vă duceți cu numărul de repetări cât de sus puteți. Faceți serii de câte repetări puteți, după care schimbați piciorul și tot așa, cu pauză sau fără pauză, în funcție de rezistența dumneavoastră la efort. În orice caz, nu mai mult de 4-6 serii cu același picior. Presupunem că lucrați acasă din moment ce ați ales acest exercițiu și atunci este evident că prea multe opțiuni nu aveți. Acesta combinat cu un exercițiu de cățărare, cum am prezentat într-o emisiune trecută în această săptămână, sau acesta și alt exercițiu care îl veți vedea în zilele următoare. Este un exercițiu destul de dificil. Vi recomand, este eficient. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Urmăriți-ne și mâine, pentru că Nicoleta vine cu un nou exercițiu.